Concursul de teatru se adresează elevilor și are ca scop cultivarea simțului artistic, a creativității și spiritului competitiv în rândul elevilor din învățământul gimnazial. Avem peste 50 de momente pe 4 secțiuni, recitări, monolog, piese de teatru și scenete. Din ce în ce mai pregătiți, trebuie lumea să știe că acest festival se adresează elevilor care nu fac teatru profesionist. Deci în școală, în timpul liber, activități extrașcolare îndrumați de profesori de la școală. E chiar încurajator să vezi că la această ediție participă un număr atât de mare cu texte atât de variate, iar capacitățile actoricești, ce să vă spun, lasă un gust foarte plăcut privitorului, publicului și cred, sunt convins că și celor care alcătuiesc comisia de jurizare. Micii actori au spus că prin teatru reușesc să-și învingă temerile și emoțiile, pot vorbi cu ușurință în public și capătă încredere de sine. Astăzi am interpretat 3 momente, recitarea unde am interpretat Vorbim despre vreme, apoi la piesă de teatru O noapte furtunoasă, alături de colegii mei David și Maria, și acum ultima dată la monolog am interpretat Cum vede o elevă lumea. Deja ești o vedetă în festival, particip la mai multe secțiuni, înțeleg. Da, particip de mai mult timp la acest concurs și mi-a plăcut foarte mult. De când pasiunea asta pentru teatru? Nu știu, întâi a fost în clasa a doua, când doamna învățătoare m-a cuplat pe mine și pe Ioana într-o piesă, apoi am continuat pe parcurs mai mulți ani. Cum te simți când ești pe scenă? Prima dată emoțiile, apoi dacă încep puțin să îmi imaginez așa că e bine, mai bine. Iei un premiu astăzi? Sperăm că da. Cine ți-a insuflat pasiunea asta pentru teatru? Păi tot așa cu doamna învățătoare, iar apoi când mama mea a văzut că am această pasiune, m-a dat la teatru, iar când am ajuns în clasa a 5-a, doamna diriginte, pe mine și pe colega mea ne-a susținut și am mers acum mergem la concursuri și evident că ne ajută. La finalul concursului, juriul a acordat premii pentru cei mai buni interpreți și cele mai bune trupe, dar și pentru regie, rol principal și rol secundar și cel mai reușit afiș de teatru. Anul acesta, trofeul festivalului a fost acordat de clubul Sor Optimist Internațional Slatina.